Foarte mult. Îmi lipsește mama, tatăl și lucrurile acestea se simt foarte greu când la sărbători, când e ziua de naștere a copilului meu și cel mai tare mă îngrijorează și până la urmă este real. Fiul meu mă întreabă de foarte multe ori cum este mama să fii fără părinți. Sigur că nu tot timpul îi dau răspunsurile poate la fel, dar în principiu sunt încurajatoare. Nici nu pot să-i spun că finalul până la urmă asta este, pentru că el știe deja, dar trăiește cu teama asta, așa că aș putea păți ceva și el cui rămâne. Cam asta este singurul lucru, să zic așa, mai grav care mă confrunt și care este de luat în seamă și care este real. Dar totdeauna vin, ce vă spuneam, cu simțul umorului și spun, băi, tu nu vezi că eu sunt sportivă și atunci mă scălăm, băi, și fac în toate felurile și zic, nu vezi că noi când facem întrecere eu te întrec și tocmai de asta sunt anumite lucruri pe care le fac tocmai să-i arăt că sunt sănătoasă, sunt bine, sunt puternică și nu trebuie să vadă, să... cu toate că anumite lucruri le-a văzut. Dar eu și până la urmă sunt Dumnezeul lui și trebuie să mă arăt puternică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să știe că omul greșește sau că omul este și slab, pentru că trebuie să ne arătăm vulnerabilitățile. Vede că am probleme cu articulațiile, cu spatele în general, mă ajută, adică și-a preluat foarte multe responsabilități, cu toate că eu încerc să îi le ascund, dar e clar că le observă, n-ai cum, este un copil profund și atunci nu are cum să nu vadă lucrurile acestea și mă zbat să-i arăt cât sunt de zglobie, cum zburdăm prin natură și alergăm și să-i arăt că nu am vârsta pe care o am și că sunt sănătoasă și că gândurile lui sunt, cu toate că sunt justificate, dar încerc să-i spun că sunt nejustificate. Și avem discuții ore în șir și combatem și dezbatem și așa mai departe, dar este o chestiune reală și cred că este, nu cred, singura chestiune mai complicată și mai delicată cu care mă confrunt. Asta legată de cum îmi este sau cum îmi este fără părinți, ce se face el dacă mie mi se va întâmpla ceva, pentru că doar eu sunt, din păcate, omul implicată în viața lui și mă bucur că este așa. Și ar mai fi un aspect că de sănătatea mea își face grijă, că eu sunt și bărbat în casă și chiar acum 2 zile mi-am curățat burlanele la casă, pune scara, sigur, noroc că am niște vecini extraordinari și ce vorbeam de iubire, ne iubesc, că iubim, îi prețuim, ne au grijă de câini când pleacă și cu ocazia asta, dacă o să vadă, le mulțumim. Suntem niște oameni iubiți, dar realitatea uneori este nu neapărat cruntă. Încercăm să nu o vedem. Este o realitate. Încercăm să o confruntăm, să luptăm cu ea și să îi dăm și în freză, dacă se poate. Să-i arătăm că nu e așa. Mă zbat să îi arăt că sunt bine, că sunt vioaie, zglobie. O mai vede poate așa uneori amărâtă, deși încerc să nu fiu amărâtă, dar uneori sunt depășit așa de, nu de probleme, sunt atât de multe lucruri, mă refer din punct de vedere logistic sau dacă mai vine și o neprevăzută, deci câteodată și ați văzut că în general când vin așa, parcă toate grămadă, vin în avalanșă și nu mai faci față. Nu știu dacă ați simțit vreodată,
Așa că n-ai aer de cât de multe lucruri ai de făcut și în viteză tot, și să faci să mănânce și asta. El este alergic, de exemplu, aspir în fiecare zi. Am așa câteva lucruri pe care le fac zi de zi. Că e mâncare, aspirat, așa, după care îmi văd de restul lucrurilor și de educația lui și așa mai departe. Adică trebuie să fiu mereu aptă, prezentă, veselă și de neclintit cum ar veni. Chiar dacă, așa cum spuneam, le mai vede, dar am noroc că multe lucruri pot să-i demonstrez. Mă întreabă cum am crescut printre străini, mă întreabă dar cum am descurcat acolo. L-am trimis în prima tabără cu acordul lui, desigur. Ne-am consultat pentru că am zis așa să încercăm o rupere, pentru că este foarte legat de mine, nu-mi doresc să se rupă, doar că ar fi bine să-și câștige încrederea puțin în el. Și o tabără, într-adevăr, ajută din foarte multe perspective. Și a hotărât să meargă în tabără, când a venit, sigur că l-am felicitat, a venit și cu toate lucrurile, nimic n-a pierdut, nu, toate motivele să îl felicit că a venit cu ce trebuie și că își făcea griji că va pierde. Zic, asta să fie singura problemă, zic, și dacă vii în fundul gol, zic, important e să, zic, asta să fie cel mai grav lucru, important e că vii tu acasă și așa mai departe. Ori a venit și cu toți banii, nu a cheltuit nimic, am zis, dar cum ai stat așa? Dar nu mi-a trebuit, mama, faptul că a avut libertate, probabil. Faptul că i-am acordat încredere l-a făcut atât de... și l-a ajutat după tabăra asta, așa multă încredere a câștigat, l-am felicitat. Acum sigur că poate vor mai exista dăți în care îl voi trimite și am mai fost, dar am ajutat și eu în tabăra respectivă. Nu știu dacă o să o mai fac, mi-a spus că i-a fost foarte greu, dar i-am explicat și am zis, ai văzut cât ești de puternic. Deci a fost prima dată când a stat fără mine 5 zile, s-a descurcat de minune, a venit cu toate hainele, așa cum spuneam mai departe. Și atunci cum să nu mă ajute? Și legat de ce spuneam mai devreme, că am noroc că pot să-i povestesc cum este fără tată, cum este să fie, să trăiești printre străini. Dar din toate acestea eu leg o poveste frumoasă, niciodată nu e o, cum să zic, îi spun, uite-te la mine, mama, cum sunt? Perfectă, sau depinde ce spune el, desăvârșită, îmi spune și general că ești, nu se putea ca Dumnezeu să nu-mi dea o mamă mai perfectă decât tine, și tot timpul completează că îți mulțumesc pentru felul cum mă educi. Probabil, nu probabil, sigur, oamenii știu că mergem la medic sau că mergem la școală și oamenii se sizează și mă felicită mai mult sau mai puțin pentru felul cum l-am crescut. Și atunci îi explic că lucrurile astea în timpul va ajuta și eu pot să-i spun și cum a fost, cum îmi spălam hăinuțele singur. Dar mama, dar cum făceai la 7 ani? Și îi explicam și îi arăt și așa mai departe. Dar cum e să trăiești fără tată? Dar cum să... Am noroc că eu din toate aceste lucruri pot să-i... le-am trăit realmente și îi spun să se uite la mine și dacă lui se pare că eu nu sunt întreagă sau că nu sunt ce trebuie sau că... Așa zic, atunci să aibă semne de întrebare, dar zic, uite, așa cum am crescut, uite-mă cum sunt, ca o floare. Și atunci îl văd așa că se luminează, pentru că nu las o clipă și nu ți-a fost greu. Mă, mi-a fost greu, dar uite, greu niciodată nu durează mult. A fost așa, a fost așa, a fost așa, adică puterea asta a exemplului, acum nu știu dacă e bine sau rău, că am trecut eu prin lucrurile acestea, dar pe mine în creșterea lui și în... temerile și fricile lui, dacă vreți, sau întrebările lui interminabile, mă ajută foarte mult să îi povestesc și să-i spun să ia lucrurile bune, atât de la oameni, inclusiv de mine îi spun, zic, nu știu dacă sunt o mămică perfectă, dar ia de la mine ce consider că este bine pentru tine și să le adoptez. Mă străduiesc și eu greșesc, e firesc să greșim, dar știu că în sufletul și în conștiința mea fac tot posibilul să fiu o mamă atât cât mă pricep eu de bună. Pentru că nu avem după ce să ne raportăm, nu există manuale, nu există instrucțiuni cum este să fii rețeta unui copil de creștere. Funcționează la cine? La un alt copil? La copilul meu funcționează alte lucruri și așa mai departe.